Cântăreața în vârstă de 29 de ani a avut o relație cu celebrul prezentator TV Răzvan Simion, după despărțirea dintre cei doi, ce ar fi survenit pe motive religioase. Lidia Buble s-a iubit cu actorul Harley Spector. Povestea de dragoste dintre ei a ajuns însă la final. Nimeni nu a mai știut ce decizie a luat artista pe plan personal până când, în a doua parte a anului 2021, a început să se afișeze cu Horațiu Nicolau. Lidia Buble și Horațiu Nicolau au fost surprinși împreună în numeroase localuri din București. Încă din anul 2021, s-a zvonit că omul de afaceri în vârstă de 60 de ani ar fi noul partener al artistei. Nimeni dintre cei doi nu a confirmat și nici infirmat informația. De altfel, vedeta declarase relativ recent că vrea ca ea și un eventual iubit să fie foarte discreți în public. Miercuri, pe 12 aprilie, paparazii Playtech Știri l-au surprins pe milionar la volanul Mustangului primit cadou de Lidia Buble de la Răzvan Simion. Se pare așadar că cei doi încă mai formează un cuplu, cert este că unele voci susțineau recent că Lidia ar fi din nou singură. Ne putem gândi și că Lidia i-ar fi împrumutat mașina sau poate chiar i-ar fi vândut-o. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.